Pentru a marca 103 ani de la reglementarea profesiei de contabil în România, profesioniștii membri ai CECAR, filiala Buzău, au celebrat cea de-a 20-a ediție a Zilei Naționale a Contabilului Român. La eveniment au participat și autorități locale sau reprezentanți ai instituțiilor partenere. CECAR s-a înființat în urmă cu 103 ani, pe 13 iulie, dar noi sărbătorim astăzi că a picat 13 sâmbătă, da. CECAR a fost înființat prin decret regal la 13 iulie 1921. Experții contabili și contabili autorizați, care sunt înscriși în corpul experților contabili și contabili autorizați, participă la această sărbătoare împreună cu oameni importanți din instituțiile și autoritățile statului. Întotdeauna mândru și cumva acoperit de faptul că fac parte dintre dumneavoastră. Acesta este și unul din motivele pentru care reușesc să rămân cât se poate de relaxat și dezinvolt, pentru că nu mi-e teamă de ceea ce aș putea face dincolo de ușile acestei demnități publice pe care o îndeplinesc acum. Pentru că am văzut cu cât introducem mai multă digitalizare, cu atât producem hârtii mai multe. Și nu cred că asta este esența. Eu am o chestie, că ești doamnă director, poți să aici, din acest aparat care se numește ANAF-ul, avem de recuperat 9 miliarde de euro de TVA în fiecare an. Este vorba de România. Nu vom rezolva nici cu e-TVA, nici cu e-factura, nici cu e-contabilul. Nu vom rezolva treaba asta. Factorul uman este cel mai important. Anul acesta, tema evenimentului Contabilitatea de la A la AI a generat discuții legate de modul în care inteligența artificială poate eficientiza procesele financiar-contabile, inclusiv relația cu autoritățile fiscale. Tema este inteligența artificială. Inteligența artificială, așa cum a fost denumită, este capacitatea unei mașini de a simula inteligența umană. Din păcate, inteligența artificială nu are nicio șansă să anuleze prostia naturală. Aia rămâne, fără indiferențiativ. Problema este că, utilizând această inteligență artificială, pentru noi contabili ar genera mult timp liber. Și atunci problema se pune, ce facem cu acest timp liber? Ei bine, exploatăm facilitățile inteligenței artificiale. Filiala CECAR Buzău are 595 de membri, dintre care 342 experți contabili și 55 contabili autorizați. Ziua Națională a Contabilului Român reprezintă și un prilej de a evidenția în mod public rezultatele muncii experților contabili și contabililor autorizați, premiindu-i pe aceștia în cadrul topului membrilor CECAR. Sunt recunoscute astfel performanțele societăților de expertiză contabilă și de contabilitate, precum și ale experților contabili și contabililor autorizați, în semn de apreciere a contribuției acestora la dezvoltarea profesiei și a mediului de afaceri în interes public.